Vedetele au ajuns la Cannes, mega iachturile și-au ocupat pozițiile în port și toată lumea așteaptă acum să se stingă lumina și să înceapă vizionările. Anul acesta România este reprezentată în competiție oficială de filmul După Dealuri al regizorului Cristian Mungiu, același care în 2007 câștiga Palme d'Or cu pelicula 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Mungiu nu este însă singurul român care ne reprezintă la Cannes. Regizorul Paul Negoescu participă la ediția de anul acesta festivalului în secțiunea Semaine de la Critic cu filmul independent Orizont. Nu mă atinge de Adina Pintilie a fost selecționat pentru atelierul 2012 al secțiunii Cine Fondation, iar scurtmetrajul lui Cristian Iftimie, Tabăra din Răzoare, a fost ales în secțiunea Cine Fondation. Juriul de anul acesta va fi condus de regizorul italian Nanni Moretti. Alături de el vor juriza competiția oficială actorul scoțian Ewan McGregor, actrița germană Diane Kruger și creatorul de modă francez Jean-Paul Gaultier. Ei vor alege câștigătorul Palme d'Or din cele 23 de filme selecționate, printre care pelicule semnate de regizori consacrați precum Michael Haneke, David Cronenberg, Wes Anderson, Ken Loach și Alain Resnais. Actori celebri de la Hollywood vor putea fi văzuți atât pe ecranele cinematografelor cât și pe covorul roșu, printre ei Nicole Kidman și Brad Pitt.